Pentru că se discută foarte mult de creșterea salariului minim la bugetari. Este asta dincolo de faptul că se respectă, să spunem, o promisiune făcută de actualele partide la guvernare. Este o măsură sustenabilă și este o măsură care e lipsită de efecte secundare? Efecte secundare, clar că sunt. Nu ai cum să te gândești că poți să crești salariile unui număr atât de mare de persoane fără să fie efecte secundare. Clar, va fi un deficit mai mare al bugetului. Asta este automat. Și aici se pune problema cum vor fi echilibrate aceste deficite. Ne vom împrumuta sau vom opta pe alte variante care au mai fost în România. Dacă e să ne gândim la începutul anilor 90, când aveam același ministru în funcție, s-a optat pe varianta inflaționistă. Și am văzut, în fine, o inflație foarte mare la momentul respectiv. Probabil că acum nu se va ajunge la același nivel, dar politica în sine este aceeași. Și tendințe inflaționiste am văzut, în fine, în cursul euro-leu sau leu-dolar s-a modificat dramatic în ultimele săptămâni și implicit va avea efect asupra prețurilor. Cu cât se pun presiuni mai mari prin creșteri salariale sau creșteri de beneficii sociale, cu atât mai mult presiunile inflaționiste vor crește. Și atunci, în momentul în care echilibrarea se face de fapt prin inflație, cei care pierd. Deci, aparent, anumite categorii sociale câștigă, da? Bugetarii câștigă, pensionarii câștigă. Dar, pe de altă parte, prin inflație, de fapt, pierde toată lumea. Și mă întreb dacă ce se câștigă în plus la salariu va compensa pierderea prin inflație. Și aici e o altă chestiune legată de inflație, pentru că inflația acționează ca în același fel ca taxarea indirectă, ca TVA-ul, de exemplu. Afectează pe toată lumea, dar pe unii mai mult decât pe ceilalți. Și cei care vor fi afectați cel mai puternic vor fi cei care au salarii mai mici. Nu-mi dau seama dacă asta se potrivește cu obiectivul de protecție socială, care este de obicei obiectiv principal pentru partidele de stânga. Și la capitolul protecție socială, iarăși din una din întrebările pe care o adresau cititorii Hot News la întâlnirea online, care de altfel a precedat acest interviu, se punea problema că în țările Europei de vest, toate aceste sisteme de asistență socială și de protecție socială fie sunt în plin proces de reformare, fie urmează să se reformeze și se discute intens despre acest aspect, pentru că se vede că la un moment dat nu mai sunt bani pentru protecția socială, cel puțin nu la nivelul la care au fost alocați până acum, mai ales în condiții de criză economică. În România n-am auzit o dezbatere despre această temă, dar ce s-ar putea face la noi pentru a mai reduce din presiunea acestor bugete? Acum principala presiune vine din pensii, pentru că acolo este o cheltuială majoră. Noi am văzut reforma pensiilor în urmă cu un an sau acum câțiva ani s-a făcut o reformă destul de importantă, îndelung dezbătută și așa mai departe. Dar, din punctul meu de vedere, modificările n-au fost suficient de puternice încât să se ajungă la o echilibrare a fondului. Și asta în contextul în care, în momentul respectiv, nu, criza economică nu era chiar pe val și prognoza nu era atât de întunecată cum este acum. Deci noi avem, pe de o parte, niște probleme structurale într-un context economic defavorabil și, în al treilea rând, într-un context demografic foarte prost. Adică, pentru ce se pregătesc țările din vest, ca raport între contributori și pensionari, noi avem deja. Asta în condițiile în care, în momentul de față, avem populație mai tânără decât vestul Europei. Și rata de îmbătrânire, ritmul de îmbătrânire în România este mult mai accentuat. În următorii 50 de ani, cred, împreună cu Polonia și încă câteva țări din estul Europei, vom avea una din cele mai îmbătrânite populații din Europa. În contextul ăsta, chiar trebuie să se facă ceva pentru a se echilibra structural. Și am spus, în primul rând, trebuie să ne uităm din nou la situația pensiilor, la vârsta de pensionare. Știu că nu este un subiect popular, dar alternativa care ar fi? Trebuie să ne uităm la condițiile de eligibilitate, trebuie să încurajăm economisirea privată și pensiile private ca modalități de suplimentare a pensiilor celor care în momentul de față suntem în piața muncii și care peste
20 de ani, 30 de ani, când vom ieși la pensie, pensia din pilonul 1, pensia publică, va fi foarte mică. Dar nimeni nu știe lucrul acesta. Nu este un fapt cunoscut, suficient de bine cunoscut, încât noi, în cunoștință de cauză, să optăm pentru economisire privată în vari forme. Cum sunt, care ar fi acea formă, e la decizia fiecăruia. Sunt câteva lucruri care ne pot pregăti pentru ce va fi să vină din punct de vedere demografic. Dar sunt și lucruri care se pot face imediat. Și aici e legat de valoarea pensiilor, este legat de vârsta de pensionare, este legat de munca la negru, încât să fie cât mai mulți oameni în piața muncii formală cu contract de muncă, să plătească contribuțiile la tot ce înseamnă pensii și sănătate. Și mai vorbim și de o soluție pentru zona rurală, pentru că o zonă foarte mare de informalitate este în zona rurală, în agricultura de subzistență. Acolo, iarăși, n-am văzut niciun guvern, din păcate, niciunul, până acum, care să vină cu o soluție cu adevărat viabilă pentru ce se întâmplă acolo și cum ar putea economia rurală să crească. În momentul de față, România este o țară foarte rurală. Este cea mai rurală din Uniunea Europeană. Avem cel mai mare procent din populație care locuiește la sat sau în orașe foarte mici. Și mobilitatea de până acum ne arată că această situație se va perpetua decenii. Și dacă nu se găsește o soluție pentru zona rurală, ne vom confrunta cu aceleași probleme și peste 5 ani, și peste 10 ani, și peste 15 ani, de fapt condamnând jumătate din populație la locuri de muncă foarte proaste în zona economiei informale sau în agricultura de subzistență și la sărăcie în momentul în care vor ajunge la vârsta bătrâneții.